Bun găsit, Cristina, la drum înapoi spre tine. Bun găsit, Iuliana! Mă bucur să te întâlnesc! Și eu mă bucur să te întâlnesc. Venim în continuare cu niște discuții, cu întrebări, să vedem ce mai înțelegem așa din viața asta pe care ne-o desfășoară Dumnezeu în față în fiecare zi. Ai spus că ai tu o mică introducere. Am gândit că suntem extraordinar de serioși în toată abordarea asta noastră. Și m-am gândit să zic un banc, nu știu dacă l-ai auzit, l-am mai zis odată, poate că tu nu îl știi, îmi vine mai ușor să-l spun așa, hai să zic, să-l zic despre tine sau despre mine, să nu-l zic impersonal, Da. așa, știi. Hai să zicem că erai tu, da? Erai tu, Iuliana, plină de întrebări, de probleme, de situații neplăcute de viață, trecută prin multe, multe, multe și ca și cei de pe școala iubirii, că nu exista școala iubirii în acel moment, căutai niște răspunsuri, căutai un ajutor, căutai să te lămurești, să zic, să te transformi, să pricepi ceva. Și te-ai dus la prietena ta cea mai bună, care nu te-a băgat în seamă și nici n-a știut ce să zică, că așa suntem într-o lume de autiști, mai mereu. Și te-ai dus și în familia ta sau la partenerul tău sau așa și nici acolo nimeni nu te băga în seamă. Cumva și te-ai gândit tu că cel mai bine ar fi să te duci la biserică, unde e un loc, unde e Dumnezeu acolo și o să-ți găsești răspunsurile acolo și ce să vezi, ai fost dată și de acolo afară, fără să primești niciun fel de lămurire sau de așa. Și atunci așa în toată agonia asta și tristețea asta ta, te-ai dus acasă și te-ai gândit că o să-i pui întrebările direct lui Dumnezeu, care este peste tot, este și în tine și îți răspunde fără intermediar, direct. Și te-ai pus tu într-o seară și le-ai întrebat, Doamne, de ce toată lumea asta mă tratează așa? Nu mă ajută nici într-un fel, nu-mi dă niciun răspuns. Mă dă afară. De unde mergi? Și Dumnezeu ce crezi că ți-a răspuns? Stai liniștită, Iuliana, și cu mine fac același lucru. Da. Adică concluzia este că noi l-am dat afară pe Dumnezeu din toată ecuația, de peste tot, și atunci de aceea suntem atât de lipsiți de răspunsuri, de compasiune, de iubire, pentru că El nu face parte din lumea noastră sau din, cum să spun, din abordarea noastră. Lipsește de acolo. Da. Asta apropo de bancul care l-ai zis tu, mi-aduc aminte că am citit de un preot, dar nu știu care e, era un preot destul de cunoscut la noi și se pare că când a venit într-o parohie nouă, nu prea venea lumea la slujbă. Și era tot mereu cam același bătrân, două băbuțe, mă rog. Și la un moment dat el zice, le-ar fi spus la cei care erau acolo, zice, am visat. Că mi-a apărut diavolul în vis și mi-a zis că duminică la ora 10 va apărea în biserică. Și bineînțeles că cei care au fost acolo, băbuțele și moșulică, cine mai erau pe acolo, au dat vestea în țară. Și duminică la ora 10 biserica plină era. Și au așteptat, bineînțeles că n-a apărut niciun diavol, dar preotul a subliniat, zice, oare de ce ca să veniți să-l vedeți pe diavol ați fost atât de nerăbdători? La întâlnirea cu Dumnezeu erați dezinteresați. Da. Da. Cam Asta e asta. o foarte clară a noastră. Da. Așa procedăm, pentru că, încă o dată spun, interesul nostru față de Dumnezeu e aproape minim în prezent, așa. Și atunci de aici și tot ce vedem în jurul nostru și tot, pentru că, cum ne învață și Marius, Dumnezeu dorește această exclusivitate sau prioritate, cumva, adică să-L punem sau să-L așezăm, așa cum Da. este și firesc, ca pe un creator. Atâta timp cât noi slujim creația și nu creatorul, da? Adică nu avem practic nicio legătură cu creatorul, ci doar cu creația lui, materia, oamenii, eu știu, orice altceva, și eliminăm sau excludem sau ignorăm, să zic, creatorul, de aceea se întâmplă tot dezastrul ăsta, pentru că practic e nefiresc ce facem. Adică nu e în firea lucrurilor să fie așa.
Și atunci, datorită, eu știu, civilizației actuale, a educației, a consumerismului, a tot ce conținem noi și cum am fost antrenați, practic am mers în direcția asta și suntem pe contrasens decât lumea și pământul. Adică nu e o chestie, nu știu, îți mai spun un banc acum ca să vadă lumea că știm să ne și distrăm și nu suntem niște din ăștia așa. S-a dus tot așa cineva la un preot și i-a zis: părinte, uite ce să fac ca să primesc răspuns la întrebarea asta. Și părintele i-a zis: să te rogi, roagă-te și să primești răspunsul. După aceea iară s-a dus, i-a zis: uite, nu sunt lămurit în privința asta, de ce mi se întâmplă, nu știu ce și nu știu ce, roagă-te, roagă-te în continuare. Dar uite de ce îmi face asta cineva sau cel din familia mea, roagă-te, roagă-te. Și la un moment dat, disperat, că tot timpul îi spunea același răspuns, omul s-a zis: bine, mărită, dar cât timp să mă mai rog, cât trebuie? Și a zis: nu știu, asta depinde de tine, cât timp îți ia să înțelegi că totul e perfect așa cum e. Da. 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 Iată că și rugăciunea așa are rostul ei, așa cum și noi am trecut prin fazele astea. Deci noi nu condamnăm și nu criticăm nimic. Nu, bineînțeles că toate Da. și-au rostul lor, absolut toate au un rost. Cred că și fără aceste lucruri nu se păstrau niște lucruri, nu se Da. păstrau informații, nu se păstrau tradiții. Faptul că au fost foarte multe distorsionate este și vina noastră. Adică nici noi nu am avut niște căutări astfel încât să ne lămurim. Pur și simplu am halit tot ce ni s-a livrat, așa cum ni s-a livrat, dintr-un ego, adică, Da. și nu am. N-am aprofundat. Da. Da. Noi am mai făcut un binar. Am făcut mai multe noi, dar vorbim de unul în particular, în care s-a dedus cumva că viața este ori albă, ori neagră. Ori oamenii și situațiile în care ne pune Dumnezeu nu sunt așa, sunt cumva particulare și sunt pe nuanțe, așa cum vorbește și Marius în ultimul timp. Și era vorba exact de cazul fetei care era de 17 ani într-o depresie și pe medicamente. Cum putem explica ceea ce s-a vorbit acolo în binar? Ca să înțelegem că, de fapt, nu am combătut deloc învățătura, nu am fost împotrivă, nu, dar câteodată e nevoie de o altă abordare. Da, e nevoie de o abordare nuanțată la care eu spun sau pretind că femeile se pricep puțin mai bine și poate e nevoie să fim uneori ascultate într-un fel obiectiv și nu critic, adică să găsim partea pozitivă a acelei abordări și nu neapărat să considerăm că este o eroare. În acel caz, eu am făcut deliberat ceea ce am făcut, adică știam ceea ce, cum se spun, știam ce ar fi spus Marius în locul meu, știam ce ar fi spus, m-am asigurat că doamna aceea cunoaște ceea ce Marius spune, pentru că eu nu sunt aici pe canalul lui Marius ca să spun chestii în opoziție cu el. Da. Dacă am ceva în opoziție, fac canalul meu. Eu, Sigur. dacă sunt pe canalul lui, respect liniile pe care el le propune sau le Și numai că promovează, respect, da? înseamnă că ești de acord, că... Le susțin, Da. adică clar că le susțin. Dar în acea situație, eu am apreciat că doamna știa teoria, cunoștea de la tine absolut tot și dorea cum să spun, un ajutor de ordin practic ca să accepte mai ușor ceea ce îi se întâmplă. Și Da. atunci am apreciat că, cum să spun, că este mai uman, mai feminin și mai uman să nu vin cu teoria care să o bombardez într-un mod cinic în care să explic că este totul, cum ar fi spus Marius să spun, ci m-am gândit că ca și femeie ar trebui să fiu mai empatică, să mă pun în papucii ei, să încercăm fiecare să înțelegem ce înseamnă să stai 17 ani într-o depresie. Noi știm din școala iubirii că este foarte bine, este corect, nu e nimic imperfect acolo,
Este o voie divină unde n-avem noi ce comenta. Dacă se va observa absolut 2 ore, n-am spus niciodată să plece sau să se retragă sau să renunțe sau, ci am încercat să vin cu câteva, eu știu, chestii practice din experiența mea ca să-i ușurez șederea acolo. Deci, să nu zicem că este rău, să nu zicem că este greșit, să nu zicem că nu este de folos, ba da, este foarte de folos, este corect, însă uneori, din punct de vedere practic, suntem depășiți. Da. Adică suntem în situații care ne depășesc practic, adică aproape atingem disperarea. Și atunci, pentru mine, faptul că este pe acest canal este suficient să înțeleg că vrea să schimbe ceva, vrea să înțeleagă, vrea. Dar, cum spune și Marius în ultimele binarii, noi suntem pe diferite trepte, să zic așa. Nu neapărat că e într-o ierarhie, dar avem, ca și cum avem starturi diferite. Da. Noi suntem toți egali, dar la start suntem puțin diferiți și unii venim mai avansați, cu puține lecții, 2 de învățat, alții cu 2000, alții așa, și atunci noi trebuie să avem abilitatea asta să urcăm și să coborâm funcție de ce este necesar acelui om în acel moment. Da. Dacă omul deja este a depășit puțin starea de disperare, atunci tu poți să vii cu toată teoria, să explici logic, pentru că nu este nici anxios, nici disperat, nici distrus, cumva, din toate punctele de vedere și poate pricepe. Cât timp suntem în faza cealaltă, e un mod deliberat, am apreciat că trebuie să aibă pe cineva care empatizează cu ea și nu care aruncă o găleată de noroi în cap, explicându-i că totul este perfect așa cum e. Da. Plus că atunci când noi aici învățăm să mergem, putem spune, școala iubirii, dar sunt oameni care încă sunt dărâmați, sunt jos și pe aia trebuie să-i ajutăm cumva să se ridice pentru că apoi să poată să meargă. Da, nu este suficientă înțelegerea asta conceptuală a noastră, adică că totul este iubire, că Dumnezeu este peste tot, categoric e nevoie să ajungi să trăiești lucrul ăsta. Da. Ca să ajungi să trăiești și să experimentezi real lucrul ăsta, ești supus unui travaliu. Dacă în timpul acelui travaliu nu există decât oameni care într-un mod categoric îți explică că totul e perfect așa cum e, tu găsești practic o indiferență. Nu găsești un sprijin, nu găsești pe cineva care te ajută real, ci pe cineva care este așa fundamentalist cumva, extremist, da? Și îți explică că e foarte bine ceea ce trăiești, care nu e o minciună, de altfel, dar uneori avem nevoie de aceste mănuși ca să rezolvăm o problemă. Plus că în spatele acestei povești, ca și în spatele altor povești, stau lucruri pe care fetele nu le-au spus, stau lucruri de abuz, o viață întreagă, stau, adică nu degeaba un om ajunge în situația aia. Știm și partea cealaltă, spirituală, cu depresia și care-i rostul ei. Dar să vorbim acum pe înțelesul marii majorități. Și atunci sunt oameni care ei n-au primit o picătură de iubire, de înțelegere. Și ca să poată ei să știe să o dea mai departe, uneori au nevoie cumva să o preguste de la alții. Să li se arate Da. cum e să fii înțeles, cum e să fii acceptat, cum e să fii iubit, că până la urmă și Dumnezeu ne dă în viață dacă putem să vedem o pregustare. Și apoi ne lasă să mergem singurei spre marea. Da, așa este. Aici cumva vreau să spun și altceva, în sensul că eu consider lucrul ăsta că dacă noi nu am simțit deloc atunci când era cazul să simțim, adică până la cei 3 ani, 4, 5, uneori și 7 anișori, până la acea vârstă, nouă partea rațională și cognitivă nu ne este dezvoltată. Deci nu avem ego, cum ar veni, adică suntem pe suflet. Da? Dacă în acel moment suntem abuzați, nu e abuzat un ego, că nu există ego. Care ego? Adică zici, na bine, e foarte bine că e abuzat ego.
Păi foarte bine la maturitate. E foarte bine. Dar atunci tu nu ai ego practic. Și este momentul în care tu ar trebui să beneficiezi de un minim. No, noi, fiecare, da? Dintre noi, ar trebui să beneficiem de un minim de iubire, de confort, de siguranță, de. Dacă noi simțim acele lucruri atunci, ne va fi foarte ușor să nu trecem prin aceste stări sau să nu persistăm în ele. Da. Pentru că noi cumva cunoaștem alte gusturi și altceva. Dacă ne sunt străine, noi cumva nu avem capacitatea să dăm mai departe, pentru că este ca și cum ți-aș cere ție să înveți pe cineva limba rusă, iar tu nu o știi. Da. Cum să iubești necondiționat? Exact. Cum să accepți? Cum să treci prin situații când ție îți este străin răspunsul? Și atunci Exact. asta este, că noi, cum să spun, dacă trecem prin niște experiențe extrem de dureroase atunci când nu avem ego, nu e un ego traumatizat atunci. Suntem noi traumatizați cumva. Primul lucru pe care îl facem este să ne disociem de suflet, adică îl închidem cumva, Da. pentru că ne este prea greu să suportăm ceea ce se întâmplă acolo. E greu ăsta va face ca în viața noastră să se repete acea situație la nesfârșit. La nesfârșit o vom repeta ca un tipar, numai ca un tipar, și nu putem să spunem că este vorba, cum să spun, despre un ego care foarte bine că a fost traumatizat, că nu e, da? Decât mai târziu. Și atunci de aia vin cu nuanțele astea și spun, hai să avem puțin de nuanțare și de înțelepciune și să înțelegem că dacă abuzul este prematur, da? Atunci nu este vorba de un ego care foarte bine că suferă. Nu, pentru că în firea lucrurilor este ca în prima parte a vieții noastre să fim cumva bine tratați, bine primiți, nu răsfățați, nu în sensul ăsta mă refer, dar pur și simplu, pentru că noi practic în momentul în care ne naștem aici, cumva despărțirea aceea de mamă la naștere, efectiv, pentru noi înseamnă ca un contact cu moartea. Adică suntem foarte zdruncinați, să zic, în acel moment. Și dacă nu beneficiem de un sprijin, dar real, nu numai cu prezența, că e acolo lângă noi, da. Vreau să spun afectiv, emoțional și așa mai departe, nouă, practic, nu ne sunt satisfăcute niște nevoi elementare de bază. Nesatisfacerea celor nevoi, în acel moment nu e vorba de un ego, dar mai târziu va da naștere unui ego enorm care va fi bombardat practic permanent, permanent, permanent și noi nu știm de ce suntem așa de pedepsiți, să zic în ghilimele, în această viață. Păi de aia. Și atunci aici e chestiunea de nuanță. Am fost clară? Da. Plus că dacă sucim puțin oglinda și acești oameni care apar în universul nostru, în afară de ceea ce li se întâmplă lor în universul lor, ei vin și pentru noi ca să ne stimuleze. Ia să văd, ai răbdare cu mine, ai înțelegere, ai empatie. Deci ei vin și pentru noi ca lecții, ca teste. Întotdeauna noi trebuie să privim așa, adică că e foarte ușor să venim și să recităm niște învățături care, dacă nu au empatie și nu au dragoste, pot fi goale. Categoric, că dacă este o teorie lipsită de experiență și de trăire, este Da. golul lucrul ăsta. Adică Sigur. ceea ce noi știm este că ne vom întâlni permanenți cu oameni cărora trebuie să le dăm. Da? Să Da. le dăm, să le dăm empatia, să le dăm atenția, să le dăm iubirea noastră, să le dăm. Păi dacă noi nu suntem acomodați cu chestia asta, adică venim dintr-un minus, Da. de unde să mai și dăm? Și atunci de aceea noi trebuie să înțelegem, să echilibrăm ca să avem sacul cât de cât plin și să putem da. Pentru că altfel noi dăm dintr-o stare de victimă, noi dăm dintr-o stare de neputință, dintr-o stare de durere, să Da. zic așa, care nu-i starea corectă. Adică eu când trebuie să dau, dau dintr-o bucurie. Astea toate care noi ne vorbește Marius despre ele de aici, se fac dintr-o anume stare. Eu dintr-o stare în care sunt spartă în bucăți, pot să dau până leșin,
că nu voi vedea vreun beneficiu în lucrul ăla, da. Da. Uite, Marius ne spune ca să acceptăm viața așa cum este. Dar sunt situații și situații și pentru toți nu vine această acceptare a vieții așa, pocnind din degete. Cum acceptăm noi viața așa cum este când suntem mămici, tinere, avem un copilaș mititel de îngrijit și soțul în același timp se degrevează de toate responsabilitățile și mai și prizează? Da, eu cred că această acceptare a vieții așa cum este o temă profundă, de fapt. În primul rând, noi suntem chemați, așa cred eu, suntem chemați să acceptăm oamenii așa cum sunt, da? Adică să-i acceptăm așa cum sunt ei, să nu-i judecăm, să nu-i criticăm, să nu-i scoatem din universul nostru cum ar veni, să nu întrerupem iubirea noastră față de ei, să-i înțelegem cum ar veni, la asta suntem chemați. Dar uneori nu suntem chemați să acceptăm tot ce ni se propune pe acest pământ. Deci acceptarea celuilalt este una, e o nuanță, Da. da? Acceptarea, eu să te accept pe tine cu tot ce ești, cu tot ce faci, cu tot bine, dar uneori ceea ce tu îmi faci mie, trebuie să am un discernământ să văd în ce măsură accept acele lucruri. Pentru că, încă o dată spun, dacă tu îmi faci mie chestii care, cum să spun, nu sunt divine, în primul rând că e o cauză la mine, categoric, categoric, Da. e o cauză la mine, și doi, eu trebuie să apreciez dacă eu, cum să spun, eu pot să rămân și să schimb dinamica respectivă. Deci eu trebuie să apreciez lucrul ăsta. Uneori această rămânere și schimbarea acestei dinamici înseamnă că trebuie să rămân 7 ani, 10, 12, deci nu sunt bypass-uri din astea în sensul că eu trebuie să rămân vreo 2 săptămâni. Da, Nu. da. Eu trebuie să mă confrunt cu acest travaliu foarte, foarte mult timp. Și atunci Ceea ce ideea poate mea părea este o veșnicie câteodată. uneori o veșnicie și atunci ideea mea este așa, să nu dezertăm. Deci nu dezertarea este soluția, pentru că știi, plecăm și întâlnim aceeași mărie cu altă pălărie. Da. Deci categoric, dar cumva ține de aprecierea noastră, cum, nu știu cum să zic, cum să manageuim situația respectivă, Da. care, nu știu, este neplăcută. Și cum, Dacă pe mine mă întreb, da, da. cum am găsit puterea asta? Cum că avem un copil. Deci, tu chiar ai explicat că trecem, am putea să acceptăm situația, dar ar trebui să trecem printr-un travaliu, așa l-ai numit. Dar travaliul ăsta, cum îl putem duce atunci când noi trebuie să fim și acolo 100% pentru că avem un copil mic care are și el nevoie de noi 100%. Păi întotdeauna travaliu așa este. Adică, practic, ți se cer lucruri aproape imposibile. Da, și Asta din înseamnă toate părțile. da, asta înseamnă înfrângerea de sine. Da. Adică, practic, ți se cere ceva că dacă ar fi așa o chițcăială, e, bine, acum pentru fiecare dintre noi, ceva-ul ăla e maxim. Da? Sigur. La mine, ceva-ul meu era ceva inimaginabil de greu. La alții cevaul ăla, să nu uităm încă o dată, spun că noi suntem aici ca să răspund și despre binarul respectiv, să nu omitem lucrul ăsta și să ne gândim, practic suntem oameni cu experiențe foarte dureroase, Da. foarte grele, adică nu am fumat pe o plajă și acum ne-am trezit că vrem să ne schimbăm, că suntem mofturoși. Da. Mare, mare parte sunt oameni cu experiențe foarte grele. Aceste Care venim experiențe din foarte travaliul ăsta foarte lung. Aceste experiențe foarte grele sunt, de fapt, semnul că am ales, să zic, acest travaliu ca să ne eliberăm sufletele. Adică, ca și cum ne-am propus niște experiențe extrem de dureroase și de grele, ca prin intermediul lor, trecând cum se cuvine prin aceste experiențe, noi să reușim. Deci, nu experiența este, practic, problemă. Însă, asta spun, în cazul unora,
mari majorități, și atunci să nu fim naivi și Da. să zicem că, na, gata, accepți realitatea așa cum este și e totul perfect. Nu, nu suntem naivi, suntem profunzi. În sensul că, uite, în cazul ăsta despre care tu îmi spui, ar trebui practic o putere. Această putere se câștigă zi de zi. Adică, practic, în fiecare zi, tu te trezești și trăiești cu credința că vei reuși și că va fi bine, că ți este de folos această experiență, că n-ai unde să fugi, că te așteaptă după colț și că prin această toleranță tot mai mare, pentru că practic în viața asta spirituală despre asta este și vorba, despre a-ți dezvolta o capacitate de a tolera o suferință de-a ta, cum ar veni, de-a ego-ului, zicem noi, în fine, e o suferință așa, psihoemoțională, cumva, e o durere foarte mare. E cu cât te poți, practic, acomoda cu această suferință de-a ta și să-ți o scazi în fiecare zi, adică, practic, te doare, ca și cum cineva te taie cu lama, așa, te doare, dar tu rămâi și încerci să devii mai puternic în fiecare zi, până când nu te mai doare deloc. În acel moment când nu te mai doare deloc, zicem noi, te-ai împăcat pe deplin cu respectiva situație și practic începe metamorfozarea ei, adică începe să se transforme în ceea ce tu ți-ai fi dorit de mult, de fapt, să nu treci prin ea. Da? Dar în prima parte, cumva, ai nevoie de anduranță. Efectiv, o anduranță să poți să rămâi acolo știind că se va intensifica durerea. Adică nu e așa că, ok, acum te văd eu că îmi faci nu știu ce, dar peste 2 săptămâni o să-mi faci și mai tare. Peste 2 ani jumate o să vii cu o chestie și mai dureroasă, și mai. Dacă eu am decis că rămân, eu trebuie să trec prin întreg acest parcurs cu credința că are un maxim și apoi o descendență. Și noi știm, adică în cazul meu, vorbesc de mine, eu am știut când a fost acel maxim practic intolerabil, dar care vine încă o dată, spun, după niște ani, adică nu e așa în 2 săptămâni, e un maxim și practic este ca și cum ești înștiințat că acum s-a rezolvat și începe repararea cumva și observi în realitatea ta, efectiv fizică, că ca și cum ai trecut testul respectiv. Uneori testul, încă o dată spun, este 10 ani, 15, 20. Deci ține de fiecare dintre noi. Soluția, încă o dată spun, nu este să pleci, decât dacă, așa din punctul meu de vedere, decât dacă cumva ești pus în situații împotriva firii. Da. Adică dacă e ceva împotriva firii, atunci ideea este dezertarea, cumva. Dar și dezertarea aia urmează sau îi urmează o exorcizare. Da. Tot timpul spun lucrul ăsta. Adică, practic, noi conținem niște aspecte noi care sunt, cum să spun, care necesită să fie curetate. Și acelea se curetează așa. Și cu forța cu care ești corectat, aceea este practic intensitatea de care e nevoie pentru ca tu să te eliberezi, să zic Da. așa. Da. Câteodată, ca să nu rămânem acum poziționate că ai zis de dezertare, și am înțeles ce ai spus și că n-ai spus-o nici măcar asta, n-ai spus-o categorică, dar vreau să vin puțin din experiența mea, pentru că am trecut printr-un divorț. La un moment dat am știut că asta am de făcut. Nu știu să-i explic în cuvinte, dar am știut că nu mai este cale de întoarcere, că nu știu, ăsta e drumul. Și nu a existat altă persoană în viața mea, deci nu s-a întâmplat pentru o altă persoană, dar, deci, asta vreau să subliniez, că Dumnezeu oricum ne pune în situațiile în care, din care noi avem de învățat, prin care noi trebuie să trecem,
cred că soluția cea mai bună ar fi să nu gândim noi foarte mult și nici la viitor să nu ne pierdem foarte mult în planuri, doar să trăim ziua respectivă și să vedem ce putem face atunci, în ziua aia pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Da, vezi, acum cumva, dacă ar trebui să zic să o trăim corect din punct de vedere divin, ar trebui să o trăim distractiv, adică să ne distrăm, că asta e treaba, știi? Și aici ne vine cumva destul de, hai să spun, destul de dificil, așa, pentru că ăsta e sensul, adică tu să fii la fel de distrat și când ți se întâmplă lucruri care îți convin și care nu-ți convin. Tu dacă le trăiești mereu, acum că le trăiești un timp, ok, până te acomodezi, dar dacă le trăiești mereu, fără să, adică pierzându-ți bucuria vieții, nu prea, și bucuria vieții este bucuria sufletului, adică nu a ego-ului, în sensul că vrei tu să stai pe plajă în Dubai, dar cumva n-ai voie să-ți pierzi această bucurie că trăiești, că ești vie, că ai dat naștere unui copil, că și să te amărească, practic, comportamentul celui de lângă tine, cumva. Tu trebuie să rămâi acolo, astfel încât schimbându-te pe tine, să-l schimbi și pe el. Dacă, nu știu cum să spun, travaliul ăsta ți este imposibil, Dumnezeu îți va arăta calea sau îi va arăta ca să înțeleagă ce are de făcut. Clar că în viața spirituală nu se trăiește cu planuri. Deci cine nu înțelege că se trăiește pe secunde, pierde vremea, degeaba. Adică asta e unul dintre Planurile vor primele... fi dărâmate. Nu există niciun plan. Pentru că practic există doar corecții, echilibru și păstrarea echilibrului. Atât. Adică ești corectat până leșin, dacă trebuie, dacă nu, nu, n-ai parte de corecții, primești un echilibru și apoi urmează să păstrezi acel echilibru. Da. Adică, practic, ai treabă tot timpul. Nu? Dar Marius ne subliniază mereu că noi trebuie să fim, de fapt, interesați de schimbarea noastră interioară, de înțelegerea noastră, nu cu un scop, cu scopul de a-l schimba pe cel de lângă noi, de a avea o altă viață sau pentru că atunci nu vom avea nimic, nu vom obține nimic, din contră. Noi atât, așa, apoi Dumnezeu, dacă noi începem și mergem pe drumul ăsta și dorim să ne schimbăm și să lăsăm alte obiceiuri, Dumnezeu atunci va vedea El ce crede de cuvință că avem nevoie, cum zice Marius. Dacă va dori, îl va schimba, dar Marius zice că e puțin probabil ca omul să se schimbe, că caracterul e cam același, dar va schimba situațiile de viață care nu ne vor mai supăra. Poate va veni alt om în viața noastră sau, Marius zice, nu știm ce se întâmplă. Ideea e să fim preocupați de schimbarea noastră. Oricum doar asta este ideea, adică practic noi cât timp ne aruncăm ochii pe afară și vrem să ni se schimbe viața sau celălalt sau comportamentul, e o pierdere de vreme, e o iluzie de fapt. Singura noastră preocupare este noi însene, cumva. Prima treaptă este răbdarea, deci noi dar fără răbdare, într-o disperare, într-o isterie, să zic așa, n-avem cum, adică chiar ai nevoie de o mare răbdare și aș zice că sunt cazuri în care se schimbă celălalt când, atunci când persoana căreia îi se dă testul ajunge la îndumnezeire, ajunge practic la asemănarea cu Dumnezeu. Dacă ea atinge în câțiva ani sau eu nu știu în cât timp acea stare, în fața acelei stări, ceilalți din față se transformă obligatoriu. Cumva, adică n-au nicio șansă. Sigur că mai sunt și celelalte șanse când pleacă, când ți se dă altcineva, când. Dar dacă, cum să spun, suntem în situația în care reușim să ajungem la acea asemănare, să prindem echilibrul ăla și să-l și păstrăm o vreme, practic obligăm persoana din față să se schimbe și ea. Pentru că suntem atunci într-o mare putere a noastră și nu are cum să rămână la fel. Sau, cu alte cuvinte, cred că nu mai atragem acele lucruri din persoana respectivă spre noi.
Da, pur și Da. simplu ele se întrerup cumva Sigur. și vedem. Eu am trăit lucrurile astea și am văzut cum oamenii se schimbă, regretă, își dea seama, practicau așa un fel de, adică vezi semnul acesta că n-a fost zadarnic travaliul ăsta, da? Dar, în 80% din cazuri, pentru că pentru noi e destul de dificil să ajungem acolo, că nu e o treabă de aici, de acolo, atunci, na, ei cumva se schimbă sau pleacă sau dispar din universul nostru sau și mai departe. Însă ei practic nu au șanse să rămână neschimbați în fața schimbării noastre radicale. Da. Deci nu există. Da. În universul nostru n-au șanse să rămână neschimbați. Da. Plus că ai mai spus tu ceva foarte frumos, ca să nu cumva să idealizăm, că nu știu ce o să ni se întâmple dacă ne schimbăm. Ai spus că totuși anumite încercări continuă să vină, dar nu le mai simțim noi la puterea respectivă ca înainte. Da? Ca de exemplu, dacă vine cineva și un polițai ne oprește și ne dă o amendă. Înainte poate era o tragedie, acum nu e nimica, e o chestie normală. Adică să nu visăm la cai verzi pe pereți. Viața va continua să fie viață. Da, și pentru cei care nu au încercări și le provoacă și le autoprovoacă ca să se verifice. Da. Adică nu e așa că e adevărat că dacă nu-ți vin, nu știu, un an, doi, trei, patru, este clar semnul că, eu știu, ai atins acea stare sau acea situație sau acea, dar tu nu poți să te culci pe ureche, pur și simplu, ci practic te auto-antrenezi, să zic, în continuare. Te pui tu în situații sau așa mai departe. Dar nici nu prea ne acordă viața răgazul ăsta atât de mare, să Exact. zic așa, pentru că nu e timp de pauze. Adică noi de aia avem și această temă a tiparelor, pentru că cumva în lumea aceasta lui Dumnezeu să repeți tipare înseamnă că stai pe loc. Și atunci ne vine corecție, să nu mai stai pe loc. Adică tu tot le repeți, pe alea, pe alea, pe alea, de alea schimbăm, unim opusele, schimbăm lucruri, unde le schimbăm? În capul nostru, că doar nu altundeva. Da. Efectiv, mental, facem niște operațiuni, credem și nu credem și ne ies și nu ne ies, dar practic ce facem? Noi încercăm să nu mai ducem înainte niște tipare. De ce? Tiparele alea sunt niște chestii nerezolvate, niște chestii, hai să zic, ca niște demoni de-ai noștri, Da. da? Care noi îi conținem, sunt în noi, în mentalul nostru, și tot ceea ce nu au transformat cei dinaintea noastră se transmite. Deci, ori se transformă într-o generație ceva, ori se transmite mai departe. Da. Dacă de 3-4 generații nu s-au transformat niște lucruri, s-a perpetuat, să zic, în împărțire, în separare, neiubire, nu știu ce, toate lucrurile acelea se transmit. Chestia faină e că nu trebuie să ne sperie foarte tare, pentru că noi, făcând de câteva ori cumva, ștergem și pentru trecut și pentru viitor. De ce se întâmplă așa? Pentru că la Dumnezeu nu există timpul. Exact. Deci timpul nu există, timpul. Timpul ține de moarte. Acolo unde e timp, e și moarte. Da. Dumnezeu fiind veșnic, el nu cunoaște timpul. Și atunci pentru el e totul acum. Și dacă eu fac acum ceva, efectiv repar, în ghilimele, să spun, ceva ce s-a făcut acum 120 de ani în neamul meu și Da. ce urmează să se facă peste 60 de ani. Pentru că e tot într-un acum. Da. Exact. Da. Păi, mă gândeam să vorbim un pic despre e o altă temă care e destul de greu de dus pentru o femeie, că vorbim din punct de vedere al femeilor, nu știm bărbații cum duc această temă, gelozia. Cum ne debarasăm de gelozie, gelozia pe un bărbat, da, nu gelozia pe un coleg de muncă sau eu știu alte, și ce o declanșează? Da, gelozia este o apucătură de-a noastră, o trăsătură de-a noastră care vine din comparație. Adică dacă eu stau și mă compar mereu cu altele, cu altcineva, cu așa mai departe, voi trăi o insecuritate.
pentru că tot timpul o să fie cineva mai bună ca mine, mai frumoasă, mai deșteaptă, mai smerită, mai responsabilă, mai spirituală, mai. Tocmai lucrul ăsta, că eu nu sunt bine cu mine, insecuritatea asta mea, practic că nu trăiesc în divin, unde e totul clar și sigur, adică nu am ce să-mi fac asemenea gânduri, asta este o frică de-a mea, da? Insecuritatea vine din frică. Și practic insecuritatea asta mea determină ca în fața mea să-l am pe unul care oglindește această insecuritate. Și Da. eu îl oblig și el va fi pus în situația în care să mă ducă într-o insecuritate mai mare, Da. mai mare și mai mare, până când aproape nebunesc din cauza acestei insecurități și o dizolv. Și când insecuritatea aceea se dizolvă din mine, adică cumva când eu înțeleg că suntem toți perfecți, suntem toți bine, suntem toți unici, avem o amprentă unică, că să zic, uite, o Cristina nu se mai naște niciodată. Da. Asta, eu. Niciodată. Sunt doar Da. eu. Tu, Iuliana, ești doar tu. Nu face sens să fii geloasă pe cineva, pentru că ești unică. Da. Adică tu n-ai Da. cum nici să fii superioară, nici inferioară, nici așa mai departe. Și atunci, înțelegând teoretic cumva lucrul ăsta, mie mi-a fost mai ușor așa să înțeleg că în felul meu sunt o expresie unică a divinității și nu am de ce să mă simt într-o insecuritate că, nu știu, nu sunt suficient de sau nu sunt conformă cu sau că nu trebuie să fiu. Adică sunt unică și atât. Asta nu întărește un ego, cum ar veni, ci ne întărește o înțelegere a faptului că nu avem de ce nici să invidiem, nici să fim geloși, nici, și să putem foarte liber să, nu știu, să trăim cumva mai relaxați. Dar mă gândesc că, uite, poate veni, e un dezechilibru când vine gelozia, că așa cum ai zis, suntem toți perfecți și ne vedem acolo inferiori. Dar poate veni și pe tema superiorității câteodată, știi? Sunt femei care se cred ele foarte extraordinare, dacă putem spune așa, și totuși li se întâmplă lucruri în viață, să fie trădate, să fie, știi? Și ele spun, vai, dar uite cum de s-a uitat la una care nu e atât de minunată ca mine. E o superioritate. Și aici, de fapt, ne arată că oricum am fi noi debalansați așa, până la urmă tot acolo ajungem. Păi da, pentru că idolatria asta de care Marius vorbește cu atâta drag în ultimele finalii, idolatria este de două feluri. Adică eu pot să idolatrizez ceva din afara mea, materie, oameni, părinți, copii în afară, Da. sau pot să mă idolatrizez pe mine. Adică să am despre mine anumite păreri, anumite concepții, anumite. Și practic, în oricare dintre variante, eu sunt într-un dezechilibru. Da. Adică tot idolatria este corectată și tot prin idolatrie ți se arată practic ce? Că gândești greșit. Deci omul Prost, ăla se ca să duce, înțelegem. da, face o eroare în Da. sistemul tău mental. Tu faci niște erori privitor la tine, la divinitate, la celălalt, la lume sau așa. Și atunci aceste erori care tu le faci în sistemul tău mental de gândire, ele se vor perpetua în exterior ca să ți le semnaleze, efectiv. Și atunci tu efectiv vezi ce acolo ai greșit și corectezi. Atâta tot. Idolatria este, o să spun, tema, într-adevăr, tema temelor, dar pentru că n-am făcut binar cum ar spune la tine acum lucrurile astea, idolatria este consecința separării. Deci baza bazelor, bazelor, bazelor este gândirea separativă, separatoare. Aia e baza. Idolatria cumva este în Vechiul Testament, dar în Geneză, mai înainte puțin, este împărțirea. Da. Aia e baza. Din împărțire, practic, noi împărțind, și acum noi împărțire facem mental și dimineața, adică numai împărțire facem Da, tot timpul, tot da, da. timpul împărțim. Și atunci noi când împărțim,
Noi, practic, nu împărțim de dragul împărțirii. Noi împărțim ca să alegem o parte. De a împărți. Să ținem cu o echipă. Altfel n-am împărți. Să preferăm cum ar veni. Să preferăm un tipar, să preferăm o variantă, să preferăm o conduită, să preferăm o normă, să preferăm un mod, să preferăm. De a împărți. Și atunci, în momentul în care facem împărțirea, noi, practic, ce am făcut? Am creat un idol acolo unde am preferat, adică am scos ceva din întreg și l-am luat ca fiind special sau fiind deasupra sau preferabil sau fiind ales, nu știu cum să zic. Și atunci asta e idolatria. Și asta facem cu noi și cu ceilalți. Dar până noi ajungem să avem o gândire din asta așa unificatoare, să zic cumva, în care totul este plus cu minus la un loc, avem un pic de muncă de făcut. Pentru că de natura minții este să separe. Și noi, practic, trebuie să schimbăm această natură. Da? Deci așa gândește, practic, dual. Și trebuie să Da. înțelegem că atunci când alegem o parte, implicit, fără să realizăm, fără să conștientizăm, noi urâm cealaltă parte sau îl urâm pe celălalt care a ales altă parte decât noi. Nici nu Păi da. conștientizăm asta. Nu conștientizăm, pentru că de fapt, nu există parte. Există, de fapt, un tot care conține și un opus. Deci, întotdeauna, acel tot în sine are încorporat și opusul. Deci, e plusul cu minusul la un loc. Tu n-ai ce să alegi, că e, și dacă e minusul, și dacă e plusul, de aia îți vine pe dos. Pentru că, practic, în tot ce există, în absolut tot, este încorporat în aceeași măsură și plusul și minusul. Aici îți fac un alt banc ca să ne distrăm. Știi că ziceau că este păcat să fumezi în timp ce te rogi, dar nu este păcat ca în timp ce te rogi să fumezi. Înțelegi? Deci în aceleași situații tu ai un plus și un minus. Aceeași lucru. Și asta e peste tot. Și practic în momentul în care noi despărțim, e ca și cum noi ignorăm că e și un plus și un minus, alege și creăm opus. E simplu. Asta se traduce ca și idolatrie, ne zicem noi, după aceea se transformă în atașament față de ce am ales sau așa mai departe, dar baza bazelor este gândirea separativă, adică părțirea. Și gelozia asta, în special, care ține de partenerul de viață, crezi că vine undeva din copilărie? S-a întâmplat ceva acolo, e legat de tata, cum ar spune în Da, psihologie? sigur că da. Da. Adică nici la toți psihologii ăștia și la toți nu le-aș da în cap 100%, pentru că ei niște remarci cât de cât au încercat să, eu nu știu, să zică câte ceva. Deci, categoric că eu am simțit un sentiment de insecuritate la un moment dat foarte mare, am fost date la o parte, să zic așa, și acum, încă o dată, sunt date la o parte. Da? Adică același tipar îmi revine în viața mea, de data asta să mă doară foarte tare. Adică chiar mă doare lucrul ăsta. Eu îl resimt ca o gelozie, să zic, sau așa. Din punct de vedere uman, încă o dată zic, e foarte natural sau firesc. Nu suntem imuni la lucrurile astea, că dacă n-am simțit durere și plăcere, nici alegeri n-am mai putea face, nici nimic. Dar la Dumnezeu nu există lucrul ăsta. Dumnezeu, practic, există o oglindă care mie îmi arată că ceea ce eu am trăit odată mi se repetă și ar fi cazul să-mi vindec, să zic, să-mi integrez acea chestie ca să nu mai trăiesc. Altfel nu scap de ea nicicând. Deci, dacă vrea cineva să-ți prezică viitorul, te întreabă ce trecut ai și zice direct viitor. Pentru că totul, practic, este un tipar care revine, 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 revine. Și Sau atunci ce nu accepti tu la trecut, să ce spui. nu accepti, ce nu te-ai împăcat, ce nu ai integrat ca fiind al tău, pentru că, practic, la un moment dat, noi trebuie să închidem această, cum să spun, această legătură, să zic, dureroasă a noastră cu trecutul. Ea trebuie închisă, pentru că, practic, tu stai într-un timp în care n-ar trebui să fii. Dar, dacă tu atunci ai trăit ceva în trecut, să spun, da? La o vârstă foarte mică ai trăit un tipar din acesta,
o parte din tine rămâne acolo. Da. Ceva din noi rămâne acolo. Dacă Ceva n-ai ăla. închis, nu? Dacă nu ai închis, dacă n-ai vindecat. Da, dacă Da. ne-ai închis. Da. Da. Practic, tu ai rămas cu o părticică de-a ta Da. acolo. De-aia tot timpul ne reamintim, ne revine în față, ne nu știu Cu ce. emoție, cu tot, cu tot Cu acolo. tot, cu tot, cu Da. tot. Da. Și atunci, practic, ne vine din față lucrul ăsta, ca de data asta, în această mare durere prin care trecem, să zic în ghilimele, să acceptăm, să o integrăm și cumva să ne revenim în noi, adică să mă fac eu bine. Eu nu am Da. treabă cu ăia alți care îmi fac mie fazele astea, da? Deși mă dor. Ele așa sunt menite, să mă doară, ca să mă atenționeze că eu am ceva nerezolvat, adică trăiesc într-un timp în care n-ar trebui să fiu. Da. Exact. Da. Păi, cam atât, Cristina. Cred că cam atât pentru astăzi. A fost minunată discuția, ca întotdeauna. Da, și din Și, partea ta. da, întotdeauna, vezi, discuțiile nu sunt împotriva la ce spune Marius. Mi se întâmplă lucruri. Dar e cu, cumva, cum să zic, aceeași explicație, dar cu alte vorbe. Pentru că suntem diferiți și avem nevoie de mai multe explicații, de mai multe nuanțe ca să putem să integrăm totul. De să nu se Da, ceea înțeleagă ce... greșit ce vorbim noi aici, că noi în continuare suntem pe, cum am spus și la început, pe învățăturile lui Mariu și susținem cu toată inima și sufletul nostru. Da, doar că probabil că bărbații au un mod mai simplist de a vedea Da. lucrurile și îi ajută, foarte tare îi ajută. De exemplu, mie mi-ar place să fi avut modul ăsta simplist instalat în mine, să mă nasc așa. Mi-ar Da. fi plăcut foarte mult să fiu așa, n-a fost cazul. Probabil că de natura noastră Dumnezeu așa a decis ca să ne dea această, cum să spun, această gândire, să spun nuanțată. Atât de nuanțată încât ne încurcă foarte tare, dar ea are și beneficii la un moment dat. Și atunci cred că femeia trebuie să învețe să-și simplifice gândirea și nuanțele, iar bărbatul, dacă nu le are, să încorporeze două, trei. Pentru Da. că altfel nu vom ajunge nici în empatie, nici în compasiune, și nici în acea iubire care le conține pe asta. Vom fi foarte extremiști, unii foarte logici, iar ceilalți foarte sensibili. Și până acestea două nu se meciuie cumva, că de fapt așa, ca să zic pe scurt, într-o concluzie, celui care are prea multă minte îi dus în situații de viață unde să-și deschidă inima. Celui care are prea multă inimă, da? Adică e prea, prea prea, e dus în situații de viață unde să se înțelepțească, să-și deschidă puțin și capacitatea de a raționa, de a gândi divin, vreau să spun. Și Da, atunci, practic, da. despre asta e tot balansul ăsta al nostru. Repet ce am spus și la început, dacă eu aș avea opinii contrare lui Marius, aș face canalul meu sau aș vorbi altundeva. Eu clar că susțin absolut toată cunoașterea lui, absolut toată. Tot ce fac este ca dintr-o perspectivă feminină, în care știu că pentru noi durerile sunt mai mari, emoțiile Da. sunt mai mari, nu știu, efectiv trăim niște evenimente mai intens decât Sigur. bărbații și din punctul ăsta suntem defavorizate, să spun așa, că nu e plăcut să le trăiești atât de intens, dar asta este. Și atunci asta facem. Am citit o carte mulți ani în urmă. O singură frază mi-a rămas de acolo, că diferența dintre femei și bărbați e ceva de genul. O adiere de vânt, de exemplu, pentru un fluture poate să fie ca o tornadă, iar pentru un bivol e nimic, nici nu simte. Cam așa, cam asta e diferența dintre femei și bărbat. Da. Asta este și, uite, și că ai pomenit de tornadă, știi, când se face un ciclon, sunt niște bărbați care se aruncă acolo, în ochiul ciclonului, practic, sau Da. nu știu ce, iar noi ne băgăm sub masă. Adică, efectiv, Da. pentru noi prea mult, prea Exact. dureros.
Da. Și este foarte frumoasă această compensare, pentru că practic noi trăim într-un sistem aici, în universul ăsta, în care mereu se compensează lucruri. Și până Da. nu învățăm să meciuim lucrurile astea cumva, să ne înțelegem fiecare cu slăbiciunile lui, cu capacitățile lui, pentru că practic noi toți avem și daruri, fiecare dintre noi, și cumva ni le și invidiem reciproc, fără să înțelegem că nu trebuie să le invidiem femeile la bărbați și bărbații la Da. femei, ci e bine așa cum suntem, doar că tot ceea ce trebuie să facem este să le pricepem. Adică să pricepem că femeia este instabilă, sensibilă, orientată pe detalii, plăpândă, eu știu ce, dacă n-a trecut în partea masculină, iar bărbatul este croit altfel și foarte bine așa, pentru că el e responsabil cu autoritatea, cu suportul, cu sprijinul, cu direcția, adică trebuie să fie așa. Foarte frumos că este așa. Da. Vezi, acum mă gândeam că dacă bărbatul nu ne înțelege pe noi și natura noastră, el fiindu-ne o oglindă, vorbim acum că e valabil și invers, femeie-bărbat, dar vorbim noi că suntem femei, este cumva pentru că noi nu ne înțelegem darurile noastre, noi nu suntem concentrate pe ele să le descoperim, să le asimilăm, să le folosim, să fim mulțumite cu ceea ce ne-a oferit Dumnezeu. Și atunci bărbatul vine din față ca o oglindă prin Dumnezeu și ne arată, uite, tu nu te accepti, de aia ți se pare că eu nu te accept cumva. Practic, ne face un mare bine. Da, ne face un mare bine, Da, da. Ajungem deci tot la concluzia că numai despre noi este vorba, noi trebuie să ne preocupăm de noi înșine, să ne descoperim pe noi, că multe dintre noi nu ne cunoaștem nici pe noi, să lucrăm cu noi și Dumnezeu are grijă de tot în rest. categoric. Adică să încercăm să pricepem. În primul rând să pricepem și după aceea să practicăm, Da. efectiv să practicăm toate lucrurile astea, fără așteptări, fără standarde, fără absolut nimic, pur și simplu ca un fel de lucru manual din ăsta, Da. așa, în care permanent, permanent aplicăm. Practic, trebuie să ajungem cumva să, într-adevăr, să ne cunoaștem, să ne înțelegem, să înțelegem că avem ceva extrem de valoros, fiecare dintre Da, noi, exact. extrem, extrem, dar că acel lucru extrem de valoros este sub obroc. Deci, dacă la noi se întâmplă bombardamente în viață, este că noi nu manifestăm valoarea aia pe care o avem. Noi nu o Exact. manifestăm. Am pus-o sub obroc, undeva într-o cutie, și atunci suntem atenționate că trebuie să învățăm să strălucim, să ne găsim părțile alea, să dizolvăm celelalte care ne împiedică și să mergem mai departe fără niciun plan, fără niciun fel de așteptare și fără niciun fel de proiect din ăsta Da. așa, care nu există. Deci să avem cumva maturitatea asta până la urmă, să fim maturi din punct de vedere spiritual și să înțelegem că nu există nici planuri, nici proiecte, nici că e bine așa cum e, că tu ești bine așa cum ești, că eu sunt bine așa cum sunt și atât. Și eu nu trebuie să fiu bine așa cum ești tu, nici tu bine așa cum sunt eu, adică să nu mai Nu. privim în grădina, în curtea celeilalte. Nu. Dar noi cumva fiind așa de năuciți de viață și de ce am fost educați și învățați cumva, am uitat să ne uităm la noi. Pe mine mă surprinde foarte tare minunea asta de creație, în care, practic, Dumnezeu dorește ca fiecare dintre noi să se asemene cu El. Da. Adică, El n-are nicio gelozie, ca să zic așa, și fiind creatorul acestui univers, lasă o mică făptură plăpândă să zică: hai, vezi și tu cum e să fii Dumnezeu. Și atunci asta referitor la tema geloziei, știi? Câtă, efectiv, câtă dăruire sau câtă smerenie, să zic așa, câtă lăsare de sine este la Dumnezeu care ne permite sau își ne dă voie să ajungem și noi să vedem cum este să fii Dumnezeu. Da. Ce Da. frumos! Mulțumesc, Cristina! Te îmbrățișez, Iuliana, Și eu te mă gândesc. îmbrățișez. La revedere!